doar 32 de ani, după un atac cerebral suferit exact în seara în care Dinamo, dintre noi, la doar 32 de ani, după un atac cerebral suferit exact în seara în care trebește Dinamo, Banor reușește, deși era faultat de un adversar, reușește să arunce și o face jos lângă bară. Nu a mai avut timp să rea o posibilă revenire în Ștefan cel Mare, dar și discuții în ceea ce înseamnă aducerea lui Xavi Pascual, antrenorul Barcelonei, la cârma Câinilor Roșii din sezonul viitor. 2 minute eliminare pentru Teixeira. CSM-ul în avantaj, primul moment însă de... Şebib pentru Banur. Banur pasă la Şebib, reușește, deși a avut mici probleme, să prindă această minge pivotul egiptean. Banur! Ce contact între el și Militaru! Două forțe ale naturii. O fază însă la care Banur îl evită elegant pe Teixeira, se arcuiește și trimite, pasă excelentă pentru pivot și gol marcat de Mamdou Şebib. Desfășurat în condiții ușor atipice din cauza pandemiei, pasa lui Teixeira nu poate fi recepționată de Rotaru. Asoltanei, excelentă pasă pentru Banur. Dinamo reface diferența de 4 goluri. Nantes, Teixeira. Protestează Nantes pentru faptul că arbitrii nu au lăsat faza să curgă. Nantes lasă la Ungureanu, excelentă intercepție reușită de Banur, care înscrie de la mijlocul terenului. Cichie se retrăsese și a încercat să eventual blocheze această aruncare, numai că a fost o execuție impecabilă a lui Banur. Duz, Dinamo în prepasiv, Banur scăpat din cleștele lui Cichi Onejeque, reușește să înscrie. 10 minute până la final. Finalizează și Vlad Rotaru. Soltanei în circulație. Banur! E imposibil de oprit. Al 6-lea gol pentru Amin Banur. Tot 6 reușit.